Luna august este perioada în care bastravenii din diaspora revin pe plaiurile natale în vacanță. Este aglomerație în vâm și pentru a fluidiza traficul, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au luat măsuri suplimentare. Bună ziua! Bună ziua! Aveți ceva de declarat? Nu. De unde veniți? De unde veniți? Italia. Membre în familie? Nu, stați prieteni, colegi de lucru. Am înțeles. Actele le-ați primit? Toate în regulă. Drum bun și bine ați venit acasă. Vămile sunt tot mai aglomerate pe sensul de intrare în Republica Moldova, iar timpii de așteptare au crescut. Nerăbdarea e mare pentru cei care au parcurs mii de kilometri pentru a reveni acasă. Ei vin din Italia, Marea Britanie, Germania sau Franța. Emoții foarte plăcute, ne simțim mai acasă. Avem o nuntă. Asta nu lipsește niciodată. O să mergem, cred că, să vizităm Moldova, că, din păcate, cunosc mai mult locuri din Italia decât aici în Moldova. Și mi-aș dori să vizitez mai multe orașe, cu toate că am toată familia în Italia. Oricum, îmi lipsește țara. De cât timp n-ați fost acasă? 6 ani. Și de unde veniți? Italia. Vizităm pe cei dragi, în primul rând. Că este dor de ei. Avem copii, pădă bunei. Suntem foarte fericiți că am venit în Moldova. Cred că 2-3 săptămâni stăm acasă, apoi vizităm toată Moldova. Să ne aducem minte de toate locurile frumoase. Ca în fiecare an, vameșii și polițiștii de frontieră au multe de muncă. Ei trebuie să facă tot ce pot pentru a reduce timpii de așteptare. Pentru a face față acestui flux sporit de trafic, a fost suplimentat numărul de vameși și polițiști de frontieră. Dacă va fi nevoie, vor fi deschise și benzi suplimentare de circulație. Deci pe tură asta constituie 12 ore, în medie 1000 de unități de transport. Dacă 24 de ore, evident, dublu, 2000. Deci până la perioada estivală, o zi normală, 400-500. În medie 20 de angajați, însă când traficul este sporit, suplinim numărul de funcționari vamali și o altă acțiune ar fi un dialog constructiv cu omologii din partea română. Aglomerație ieși în Vama Sculeni. Autoritățile recomandă călătorilor să se informeze înainte de a porni la drum și să aleagă punctele de trecere care sunt mai libere, precum cel de la Leova, Bumbăta.